Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Un moment important pentru cultura din Constanța și chiar din România se împlinește în aceste zile, vorbind despre 100 de ani de la nașterea lui Oleg Danovski și despre 60 de ani de la înființarea actualului Teatru Național de Operă și Balet Oleg Danovski. De ce național? Știți povestea, în urmă cu câțiva ani a fost preluat de către Ministerul Culturii pentru că cei care conduceau atunci Consiliul Județean Constanța au vrut să desfințeze acest teatru de referință pentru Constanța și pentru România. Bun, vorbim despre lucruri frumoase în aceste emisiune. Urmează o lună plină la Oleg Danovski și ne va povesti despre acest lucru chiar doamna Daniela Vlădescu, directorul TNOB. Bună seara, mulțumim că sunteți aici. Bună seara, eu vă mulțumesc că sunteți prietenul nostru cel mai sincer și care ne sare în ajutor de câte ori avem nevoie de promovare. Haideți să trecem la subiect, da? Moment festiv pentru Oleg Danovski, două momente festive, da. și importante. Este un an important, noi am așteptat, ar fi fost de datoria și dorința noastră să îl omagem pe maestrul Oleg Danovski chiar în luna martie, pentru că dânsul pe 9 februarie s-ar fi împlinit cei 100 de ani de la nașterea marelui maestru, dar am așteptat niște semne bune bugetare, financiare, care nu au venit și atunci am decis să-l facem în felul nostru, cu forțele noastre, cu puterile noastre, și să iasă ceva așa cum am simțit noi. Datorăm maestrului Oleg Danovski crearea acestui teatru, înființarea unui balet de excepție care a făcut vâlvă în toată lumea, care a făcut turnee internaționale, care a însemnat pentru România un brand de neînlocuit până acum și care și-a continuat, deși auspiciile au fost destul de sumbre și de severe, și-a continuat activitatea cu același profesionalism, arătând totuși că și cu bani și fără bani valoarea nu piere. La ora actuală, baletul Constanțean este unul dintre, pentru că nu este frumos să spui cel mai. În artă niciodată nu poți să spui cel mai, pentru că arta este subiectivă și oricine poate să spună nu, cel mai bun este celălalt. Dar unul dintre cele mai performante companii, una dintre cele mai performante companii de balet ale României este compania de balet a Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, fosta companie Fantasio, care bineînțeles acum are mult mai multe elemente noi decât cele care au existat la înființarea de acum aproape 40 de ani a companiei, și am fost aleși să fim cei mai buni în ultimii 2 ani la galele operelor naționale, competiția cea mai importantă pe plan național a spectacolelor de operă și de balet, în care noi în 2015 am obținut trofeul pentru cel mai bun spectacol de balet, baletul Romeo și Julieta în coreografia maestrului Horațiu Cherecheș, iar în 2016 am obținut trofeul pentru cel mai bun balet clasic, baletul Creasa Zăpezii, în coreografia, regia maestrului Horațiu Cherecheș, iar pentru cel mai bun spectacol românesc am obținut tot la balet premiul pentru cel mai bun spectacol românesc, baletul Enesciana. Lucrurile astea sunt dovadă că noi trebuie să existăm, chit că și acum ne este foarte greu și am ajuns la un punct de disperare, nu arătăm, nu ne smulgem părul din cap, ci încercăm pas cu pas să ieșim din această situație și să supraviețuim până la o eventuală rectificare bugetară care va face dreptate, pentru că în bugetul a fost împărțit greșit anul acesta. Bugetul dumneavoastră vine de la Ministerul Culturii, așa cum spuneam la începutul emisiunii, fără niciun sprijin, nu aveți niciun sprijin de la Primăria Constanța, de la Consiliul Județean și așa mai departe, de la alte autorități. Nici nu e drept, nici nu este nevoie. Consiliul Județean și-a luat mâna de pe noi în momentul în care ne-a închis. Nu vorbesc de Consiliul Județean de acum, era altă conducere în 2010, deci oamenii se schimbă, oamenii poate au alte intenții dar acum, partidele dar nu, dați-mi e voie să spun, da? Oamenii se schimbă, dar partidele nu. Am văzut un festival organizat județean, vă faceți că nu mă auziți, da? În care l-am putut admira pe Nicu Paleru, de exemplu, cântând în fața unei scene unui public aproape inexistent, un festival care a costat aproape 100.000 de euro. Da, mă rog, pentru
operă și pentru balet, dragi domn de la PSD, nu se găsesc bani. De ce este situația dificilă? Ei nu, acum, deci vă spun, ei nu au nicio vină, nu au nicio obligație. Într-adevăr, ca și obligație, autoritate, da, a unui oraș, au obligație să asigure viața culturală. Dar pentru noi, ministerul ar fi trebuit prin să găsească acești bani pentru colaboratorii permanenți. Nici ministrul actual nu are o vină anume, pentru că dânsul a venit la începutul anului. În momentul în care nimeni nu spune, vezi că teatrul ăla are problema aia, teatrul celălalt are problema aia, teatrul celălalt este așa, atunci tu n-ai de unde să știi și pui o dispoziție de bugetară pentru toate instituțiile, iar pe noi această dispoziție bugetară de a primi 75% salarii și 25% bunuri și servicii ne-a distrus, ne-a lovit, pentru că noi tot datorită sau din cauza Consiliului Județean de acum ani și ani de zile, am fost ciopârțiți, înjumătățiți și iarăși înjumătățiți în anul 2004 și 2010 de am ajuns un teatru din trei teatre cu 137 de salariați, cu nicio companie care să poată să funcționeze singură, fără colaboratori. Deci asta este problema noastră. Dacă bugetul ar fi fost așa și noi am fi avut toți colaboratorii salariați, nu ne-ar fi ajuns. Ceea ce ne dă ministerul, ne ajungea, noi facem premiere nu modeste din punct de vedere artistic, dar modeste financiar. Noi nu ne aruncăm la niște cheltuieli uluitoare, la pomul udat niciodată, ci dimpotrivă am ales întotdeauna niște variante de oameni profesioniști care au cerut bani puțin și și-au făcut cu drag și cu... Am avut cei mai buni scenografi ai României la spectacole, am avut scenografi din străinătate, am avut regizori din România foarte buni, am avut coregrafi excepționali și toate cu câte o montare care a costat 30.000 de euro. Lucruri care în alte teatre nu înseamnă nici, așa cum am spus, nici măcar costul materialului care cade la croială, la o premieră. Așa este, deci, așa este. Și atunci nu văd de ce nimeni n-a putut să spună domnului ministru că noi avem acest deficit de personal fără de care nu funcționăm. E adevărat, avem asigurate salariile, e adevărat că avem asigurate cheltuielile materiale și tot, dar nu avem asigurați acești colegi. Problema vine cumva din faptul că s-au majorat salariile, dar anvelopa salarială pentru salariați și pentru cei care colaborează la dumneavoastră este aceeași. Noi anul trecut am avut jumătate salarii, jumătate bunuri și servicii. Anul acesta avem 75% salarii și 25% bunuri și servicii. Deci eu am majorat salariile, dar au lăsat cheltuielile la același nivel. Da, dar dacă noi aveam același număr, dacă aveam un număr de salariați normal ca la orice teatru, era foarte bine. Ce înseamnă normal, doamnă? Că la operă 25% din cei 600 de salariați este de ajuns. Ar trebui să fie de ajuns, că la 600 de salariați suma aceea este foarte mare, deci 25% ajunge să funcționezi. Dar la noi, de la 100 de salariați, cum să funcționăm când ne mai trebuie încă 100 de Cât salariați aveți și câți colaboratori? 137 de salariați și 100 de colaboratori. În toate compartimentele, pentru că suntem subnutriți la fiecare compartiment. Avem 14 balerini salariați cu care nu putem să facem nici Lacul Lebedelor, nici Spărgătorul, nici Creasa Zăpezii, nici Romeo și Julieta, nici Perghint și nici orice altceva am dori. Deci nu putem să facem decât divertisment sau nici măcar ilustrație pentru operă. N-ar ajunge sau operetă 14 salariați. Avem la orchestră 36 de salariați. Este infim pentru că avem instrumente nereprezentate în orchestră. Nu avem posturi, avem trombonul, de exemplu, nu are niciun instrumentist la partida de trombon. La partida de oboe avem un singur instrumentist, la partida de trompetă avem un singur instrumentist, la partida de fagot nu avem niciun instrumentist, deci sunt niște instrumente nereprezentate, niște oameni care oricum ar trebui să fie acolo în orchestră, deci oricum sunt colaboratori. La cor la fel, avem 20 de oameni, nu poți să faci nici Aida, nici Nabucco, nici Forța Destinului, nici măcar Traviata nu poți să faci numai cu 20 de persoane, din care, spre nefericirea noastră, mulți sunt soliști, pentru că mulți din cor sunt obligați și sunt solicitați să interpreteze roluri mici sau roluri mai mari din opere.
Pentru că noi nu avem decât 8 soliști salariați. Deci suntem un teatru care a funcționat, nu se știe cum. Cred că există un înger păzitor în a funcționa și există ceva care ne oprește întotdeauna să ne fie bine. Aveți, putem face o comparație cu, nu știu, Opera Națională din Cluj? Da, câți, da, ei au 260 de salariați, au o orchestră de 60 de oameni, au 40, pot să facă și... Și vorbim numai despre opera. Despre din Cluj, opera, despre opera, da, nu despre balet. Opera, balet și filarmonică. Deci numai opera, deci opera din câți Brașov. Câți angajați? Dați-ne câte deci opera cifră. Din Brașov are 40 de soliști vocali. E adevărat, este o operă care are, este la fel de performantă ca și teatrul nostru, cu 40 de titluri în repertoriu. De, e adevărat, nu are balet, nu are companie de balet clasic. Fac spectacole de balet, dar la, nu la nivel de... și au 14 sau 16 sau 20 de balerini angajați. Au cor de 40 de persoane, au orchestră de 45 de persoane, au 40 de soliști. Deci deja ei sunt cu 100 de oameni deasupra noastră. Am înțeles. La Cluj, cum spuneați că este o lucrurile? La Cluj, la fel, sunt 260 de salariați. La Timișoara, la fel. La Iași, la fel. La Iași sunt 40 de balerini. 40 de balerini într-un teatru care, de fapt, nu face, face balet, dar nu balet, balet ca și companie de, de balet, de, nu de sine stătătoare, că nu e de sine stătătoare, dar de balet specific baletului clasic. Fiecare încearcă și își fac, dar nu au realizările noastre. Noi avem palmaresul unui teatru de balet. De ce a ajuns Constanța cenușereasă operelor naționale? Din câte mi-amintesc eu, în anul 2006 când am venit, Constanța, teatrul nostru era cenușăreasa instituțiilor de cultură. Pentru că de la noi, nouă nu ni se cumpărau lumini, sunet, instrumente. Noi aveam 92% din buget salariile. Celălalt teatru era foarte, foarte bine bugetat, deci salariile însemnau 40% din buget și restul însemnau investiții, achiziții, premiere, bunuri și servicii, deci tot. La noi rămâneau 7% pentru cheltuieli de încălzire și de lumină. Așa a fost întotdeauna când părinții tăi nu te iubesc, nu te va iubi nimeni. Părinții noștri au fost Consiliul Județean, pentru că ei au creat acest mamut de teatru, care ca idee ar fi trebuit să fie extraordinar. Pentru că o idee de a avea un teatru care să-ți dezvolte toate genurile și care să prezinte profesionist toate spectacolele de operă, operetă, concert simfonic, balet clasic, aceasta ar fi trebuit să fie o idee extraordinară, dar trebuia bugetat ca atare. Dar ei întâi l-au făcut, apoi au dat afară 200 de oameni, după care și-au dat seama că este prea mult și n-au mai bugetat și după care l-au închis și au mai dat afară încă 100 de oameni din teatrul închis de ei. Deci au mai avut puterea și au mai avut ocazia, șansa asta diabolică, după ce ne-au închis, să ne mai dea 100 de oameni afară. Deci înainte de 2006, despre câți angajați vorbeam? 500 de angajați. Înainte de 2004, când s-au 2004. Închis toate teatrele. Opera avea 300 de salariați, baletul avea 100 și filarmonica 200. Cam așa. Deci erau, nu 100, 120, deci erau 506 salariați în toate trei instituțiile. 506. La unificare au rămas 300. După care, după ce ne-au desfințat și ministerul a acceptat să ne preia, ei au trebuit până la preluare să ne reia în subordine și atunci au mai tăiat 100 de oameni de la noi ca să nu taie de la administrația publică. Deși știau foarte bine că veți că pleca la Ministerul Culturii. Dar atunci și-au spălat toate rufele și și-au salvat toți salariații din administrație, dând afară oameni de la noi. A fost acea ordonanță prin care li se spunea de către guvernul Boc că trebuie să dea afară un anumit număr de funcționari. Dar guvernul Boc a dat o circulară la toate consiliile județene că artiștii nu trebuie atinși de această ordonanță de guvern. Ori Consiliul Județean a zis că pe ei nu interesează, noi suntem subalterni în Consiliul Județean și ei dau afară de unde vor ei. Nici o instituție de cultură nu a fost ciumpăvită în urma acestei ordonanțe 63 cumplită și nicio instituție. Numai aici Consiliul Județean a considerat că dacă suntem în subordinea lor, pot să dea afară de la noi.
A venit lângă dumneavoastră în ultimii ani vreuna dintre firmele private importante din județul Constanța, că văd pe la televizor, prin ziare, că diferite firme mari, importante, sponsorizează diferite, nu știu, asociații, cluburi sportive și așa mai departe. Nu pot fi, deci nu pot să condamn pe nimeni. Nu e nicio vină. E ca un cercetător care vine să-și targă parbrizul și tu închizi geamul și spui că nu-i dai niciun bar. Nu au nicio obligație. Nimeni n-are obligația de a ne ajuta. Absolut nimeni. Dar onoarea ar trebui să existe și dorința ca orașul tău să aibă un statut de oraș european, de metropolă, de oraș civilizat, de viață culturală, de educație, de oraș educat, că până la urmă cultura duce la educație. Sau lipsa culturii duce la huliganism și la comportamente pe care le vom resimți cu toții la un moment dat. Cred că le resimțim deja. Da, că deja le resimțim. Deci nu vreau să condamn pe nimeni și nu vreau să cerșești nimic. Eu am spus că dacă cineva ne va ajuta și ne-ar ajuta, noi le-am dat bilete de spectacol. Deci nu cerem milă, nu cerem pomană. Dar nu este vorba de milă, dați-mi voi să spun eu, să fac eu un apel. Dacă către firmele mari din Constanța, care au bani de promovare, de publicitate și care îi oferă în stânga și în dreapta că pot să se îndrepte și către acest domeniu pentru că nu sunt bani aruncați, sălile sunt pline și da, dați-mi voi să spun pline, că vin și oameni de calitate, nostru, da? Oameni cu bani care pot cheltui da, pe produsele promovate. Noi le putem oferi în schimb acestor ajutoare, putem să le oferim spectacole în ocaziile în care dânșii au nevoie de promovare, putem să le oferim bilete pe care să le dăruiască partenerilor sau pe care să le folosească, în suma în care ei ne dau aceste ajutoare. Deocamdată lumea este, știți, când ai învățat o adresă, acolo trimis totul. Și aici, în Constanța, s-a învățat o adresă unde se trimit toate sponsorizările. Așa este. Așa au fost învățați oamenii 15 ani de zile, da, aici, în Constanța. Cred că în toată țara e cam la fel, numai că, că în alte orașe se mai scapă și către cultură. Am văzut că Iașu, primăria din Iași, cot la cot cu Ministerul Culturii, au susținut Teatrul de Operă din Iași. La Timișoara, de asemenea, primăria cot la cot a susținut viața culturală. La București nu mai spun că opera are sponsorizare de la primăria generală, de la primăria sectorului 3, sectorului 2, sectorului 1 și sectorului 5, din tot jurul acestei instituții. Deci și de la minister, bineînțeles, deci sunt. Este o mentalitate. Și de ce nu îl invitați pe Nicu Paleru să cânte într-un spectacol? Poate vine și Consiliul Județean și vă ajută cu ocazia aceasta. Întrebare retorică, doamnă. Nu vreau să lovesc în dânsi și nu vreau să-i acuz de nimic, pentru că n-au moral nicio obligație și nici legal nicio obligație. Consider că nu cei de acum au făcut rău cel mare culturii constanțene și nouă personal acestui teatru, pentru că nu ei erau. Acum sunt alți oameni, eu știu că omul sfințește locul și că nu există partide sau etnie. Există oameni buni și oameni răi. Și asta am să o spun întotdeauna. Și știu că întotdeauna există o portiță de a fi bun în loc să fii rău. Dar asta este alegerea fiecare. Aveți dreptate. A trecut însă un an de zile de când cei care au fost votați sunt la conducerea primăriei Constanța, primăriilor din județ și a Consiliului Județean. Și mie mi se pare că în acest domeniu nu s-au întâmplat multe lucruri frumoase. Le sunt la o parte Teatrul Național de Operă și Balet Constanța, care nu intră în subordine. Dar poate mi se pare mie că n-am văzut lucruri frumoase. Eu cred că anul acesta, deci anul acesta am înțeles multe, că se vor face niște proiecte culturale în Constanța pentru partea estivală, pentru anul Ovidius. Și am fost și noi cooptați ca instituție să participăm la aceste... Veți cânta la vară, îmi spuneți. Sper că da, sper că. Acum, deocamdată, suntem doar suntem doar negocieri, în curtați pentru a face parte din aceste proiecte și pe care chiar dorim să le îndeplinim, dar depinde și cine câștigă proiectele, pentru că este o licitație și nu se știe niciodată. Dar noi, cu forțele noastre, putem să facem avem stabilite două concerte în aceste proiecte, un concert pe 2 iulie, care ar trebui să fie deschiderea anului Ovidius, și un spectacol, un concert spectacol cu balet, cu orchestră, cu soliști, și un spectacol al nostru cu acel concert Whole New World, care este muzică pop-rock simfonic, plus cele mai populare și recunoscute și cunoscute arii de operă, operetă și așa, care ar trebui să se repete pe
13 august. Spectacol pe care l-am văzut și eu acum 2 ani, care poate fi urmărit cu drag de către toată lumea, și de către iubitorii de operă, și de către cei care le place muzica pop, și de către rockeri, pentru că vor auzi Led Zeppelin și Queen, de exemplu, așa pe ritmuri extrem de interesante și atrăgătoare. Și Michael Jackson, nu? Deci este un spectacol, un concert foarte colorat, pe gustul fiecăruia și interpretat foarte frumos. Orchestra noastră este o orchestră performantă, corul nostru e un cor performant, soliștii care fac parte din acest concert sunt toți soliștii, vor fi toți soliștii teatrului nostru și cu câțiva invitați. Deci va fi ar trebui să fie, dacă va fi, un eveniment special, un eveniment de antren și de mare interes. Aici mă contrazice, se întâmplă sau se pot întâmpla și lucruri frumoase în Constanța. Asta este bine. O să luăm o scurtă pauză, dar așa cum vom obișnui și pe dumneavoastră și pe telespectatori, când discutăm despre Oleg Danovski, ascultăm și muzică. O să vă invit să urmăriți câteva minute filmate de către cei de la Oleg Danovski acolo. Este o selecție din cele mai importante spectacole pe care le-ați putut vedea în ultima vreme în sala Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, apoi publicitate și reveni cu programul din luna mai.
Ne-am întors, discutăm despre Oleg Danovski și despre surprizele pregătite în luna mai. Mai avem 12 minute, doamna Vlădescu. Repede. Întâi să vă arăt pachetele promoționale, pachetele cadou pentru toată luna mai. Se numește pachetul Florilor de Mai. Și cuprind cele 12 evenimente din această lună, deja au trecut câteva, a trecut cu brio și cu mare succes gala aniversară omagială pentru maestru Oleg Danovski. Am avut invitați pe Ovidiu Iancu și pe Cristina Dijmaru, prim soliști ai operei din București, ai baletului operei bucureștene. Toată organizarea, toată coreografia și multe momente inedite create de Horațiu Cherecheș, Amalia Mândruțiu, toate coordonate de Monica Cherecheș. Baletul, vreau să spun că baletul merge excepțional și nu se lasă. Deci nu i-a doborât nimic. Și de câțiva ani, de 4-5 ani, sunt într-o ascendență pe care nu, vertiginoasă, nu mi-o imaginam. Nu-mi imaginam că vor mai fi în stare să se ridice după cât au fost loviți. O companie de balet răsfățată, foarte răsfățată și obișnuită cu succesul, care câțiva ani a fost coborât așa cum cobor un steag în bernă, așa a fost compania asta. De 4 ani de zile lucrurile merg altfel și, într-adevăr, baletul a ajuns ceea ce trebuie să fie și ceea ce a dorit maestru Oleg Danovski, o companie performantă și de succes. Deci acestea au fost în data de 6 mai, gala extraordinară de balet, 100 de ani de la nașterea maestrului Oleg Danovski, iar duminică 7 mai am avut spectacolul de operă Tosca, tot așa cu niște invitați excepționali, Anda Pop de la Opera din Brașov, l-am avut pe Răzvan Săraru în distribuție, tenorul nostru care este unul dintre cei mai buni tenori pe care am auzit în România. Eu nu știu cum este el cotat, dar eu ce am auzit înseamnă unul dintre cei mai buni tenori. Pe Stefan Popov în rolul lui Scarpia de la București. A fost un spectacol foarte bun calitativ și care s-a bucurat de succes. Ei, de acum înainte începe un festival, un mini festival la aniversarea a 60 de ani de operă Constanțean. În 1957 s-a înființat teatrul de operă, teatrul liric din Constanța, care a avut un parcurs foarte frumos și și niște realizări minunate, datorate, bineînțeles, artiștilor constanțeni, dar și a managerilor care au știut să promoveze foarte bine cultura constanțeană, artiștii români, și să facă un repertoriu adecvat și să răsfețe publicul cu spectacole foarte frumoase. De aceea vom începe această serie de 4 spectacole pe care le te-ați pregătit pentru Constanțeni, operei Constanțene, cu în primul rând omagiu adus unei mari soprane a teatrului Constanțean, Aida Abagieff. Asta se va întâmpla joi 11 mai la ora 18, unde sunt invitați în sală toți spectatorii care vor fi prezenți și la spectacolul care urmează de Liliacu, care va urma la ora 19. O vom omagia cu tot dragul și cu tot respectul cuvenit pe această mare stea a operei constanțene, profesor devotat, întemeitorul școlii de canto a conservatorului a Universității Ovidius, luptătoare pentru a înființa această catedră de canto, un om deosebit și un om care merită, și așa cum și-a propus ziarul Ziua și doamna Aurelia Lăpușan de a
redescoperi și a readuce în fața publicului pe marile valori ale culturii constanțene. Acum a venit rândul doamnei Aida Abagiev la împlinirea 80 de ani să fie omagiată și să se vorbească despre dânsa și cei care au fost alături să-și amintească și dânsa să-și vadă visul cu ochii, să mai pășească pe scenă, să mai primească aplauze. Iar spectacolul care va urma acestei minunate aniversări va fi Liliacul, cu o distribuție de excepție, o distribuție de la Opereta din București, în mare parte, Doina Scripcaru, Orest Păslariu, Ștefan Popov, avându-l ca invitat pe domnul Cosmin Marcovici de la Opera din Iași, pe Daniel Madia de la Opereta din București, Laura Eftimie, soprana noastră, deci vor fi foarte mulți invitați și o prezență inedită, maestru Florin Diaconescu, care a fost, după părerea mea, cel mai bun Eisenstein din România al tuturor vremurilor, într-adevăr cu un har interpretativ extraordinar. În această seară va face o surpriză și va interpreta rolul Froș. Spectacolul va fi un succes pentru că va fi plin de umor, plin de voci minunate, plin de antren și, într-adevăr, un spectacol spumos de operetă. După aceea urmează o seară pe care o dedicăm tuturor celor care au dus la succesul vieții culturale constanțene, care și-au adus aportul la spectacolele minunate, artiști, tehnicieni, directori, regizori, toți cei care au făcut ca opera constanțeană să ajungă până în zilele noastre. Îi invităm la o seară dedicată dânșilor pentru a fi omagiați, pentru a li se da niște diplome, pentru că atâta am putut să facem, niște diplome, dar le dăm cu tot sufletul și asta e foarte important și cu tot respectul cuvenit. Iar soliștii noștri vor interpreta arii, ansambluri, duete, quartete din operele minunate care s-au jucat în acești ani pe scena Teatrului din Constanța și sper ca publicul să vină în număr mare, pentru că e foarte rar să întâlnești atâția artiști la un loc deodată, în același timp, din toate generațiile și să-i vezi cu ochii tăi și probabil să-i asculți spunând două cuvinte și destăinuind din cariera lor câte ceva interesant. În data de 13, această seară va fi această seară dedicată artiștilor constanțeni, va începe la ora 17 cu un recital și cu aceste înmânări și premieri. Pe data de 13 vom avea, pentru că și baletul și-a făcut datoria în cadrul operei, vom avea un spectacol de balet, baletul Cenușăreasa, un spectacol antrenant la care bineînțeles că vor fi invitați toți copiii și toți părinții și toți cei care iubesc baletul și iubesc ultimele realizări ale teatrului nostru. Spectacol foarte frumos, au spus cei care l-au văzut, da, deosebit. Da, un spectacol foarte, foarte frumos, tot așa coreografia este semnată de Horațiu Chereche și iar scenografia este a maestrului Cătălin Arbore, scenograf, mare scenograf și important al artei, al operelor. După aceea, pe data de 14, terminăm aceste 4 zile cu Lucia di Lammermoor, în care avem ca soliști pe Smaranda Drăghici, soprana teatrului nostru, pe tenorul Mihai Irimia de la Brașov și pe baritonul Vasile Chișiu de la București, de la Opera din București, la pupitru fiind maestrul Gheorghe Stanciu. Vom avea după aceea pe 17 mai o seară camerală, pe 24 mai o seară camerală și pe 27 mai avem spectacolul Otello de Giuseppe Verdi, un spectacol pe care nu l-am mai prezentat de vreo 3 ani, deci este un spectacol pe care îl prezentăm destul de rar și este un eveniment, având ca interpreți în rolul lui Otello pe Mauro Pagano din Italia, un tenor foarte, foarte pasional și un tenor cu o voce foarte frumoasă, un tenor dramatic foarte, foarte
important și interesant al artei lirice italiene, Akiko Hayakawa în rolul Dezdemone, în rolul lui Iago pe Ștefan Ignat de la Opera din București, în rolul lui Casio pe Doru Iftene, iar la pupitru va fi maestru Koichi Inoue din Japonia. Ei sunt deja un fel de prieteni ai noștri, un fel de sunt la fel ca și artiștii teatrului nostru. Ei vin cu drag și cu iubire și cu tot profesionalismul lor și ne-au fost prieteni devotați și un ajutor de multe ori, de câte ori am avut nevoie de ajutor. Apoi această lună se încheie cu baletul Romeo și Julieta pe 28 mai și cu o seară camerală pe 31 mai. Ceea ce este important este că noi vom încheia stagiunea la sfârșitul lunii mai, dar vom prezenta în premieră, o premieră pentru publicul de toate gusturile, de toate vârstele, o premieră, tot așa un spectacol divertisment, se va numi, a fost odată pe Broadway și va avea parte de prezența unor artiști ai teatrului nostru și de muzica nemuritoare care s-a cântat din vremurile interbelice și până astăzi pe Broadway. Un spectacol dansant în concepția și regia Gabrielei Dobre, care e tot așa regizoarea spectacolului de copii Căsuța Poveștilor și inițiatoarea acestui proiect și a spectacolului O Sole Mio. Deci este un prieten bun al spectacolelor de divertisment și în coregrafia maestrului Mihai Mândruțiu. 30 de secunde, doamnă Vlădescu, după aceea urmează vacanță. Vă așteptăm cu drag la toate evenimentele noastre, vă așteptăm să ne fiți alături și să ne dați o mână de ajutor cumpărând un bilet și oferindu-ne aplauzele dumneavoastră. Vă așteptăm cu spectacole frumoase, cu distribuții deosebite și sperăm să ajungem în toamnă după turneul din Germania din 21 iunie 4 iulie și după festivalul minunat de la Hunedoara, cea de-a 7-a ediție a festivalului Opera Nights. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc mult de tot. 3 minute dintr-un spectacol, din mai multe spectacole de balet de pe scena Oleg Danovski. Puteți cumpăra bilete de la Casa de Bilete. Casa de Bilete, Oleg Danovski. Și promitem că în toamnă vom avea și online vânzare de bilete. Interesant, discutăm în vară sau în toamnă despre acest subiect. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.